Mamă, mamă, dumneavoastră, dragi telespectatori, sunteți cei care aveți puterea. Voi votați, voi trimiteți la Survivor primul concurent în 2025. Avem 6 oameni pe care ieri i-ați cunoscut, 3 băieți și 3 fete, iar dumneavoastră votați, dumneavoastră cei de acasă, votul e la dumneavoastră și credeți-ne că nu se face nicio șmecherie, n-are nimeni niciun interes să trimită vreun concurent și dumneavoastră să votați alt concurent. Pe acești oameni am văzut pentru prima dată, exact cum i-ați văzut și dumneavoastră ieri, iar dumneavoastră hotărâți cine să meargă mai departe. Avem aici alături de noi și oameni care sunt de la medical. De la serviciu medical, pentru că avem o probă fizică și dacă există ceva accidentări să putem oferi primul ajutor. Mulțumim mult de tot că sunteți cu noi. O să povestim imediat cu concurenții, dar bătălia începe. Avem prima probă astăzi, probă în urma căreia câștigătorul va primi imunitate. Așa am făcut și anul trecut. Deci avem aici prima probă, o să vedeți despre ce este vorba. Cel care va câștiga va primi imunitate. Pentru restul dăm start vot. Asta înseamnă că dumneavoastră cei de acasă aveți timp până mâine să votați preferințele dumneavoastră. Ultimul din clasament merge acasă, prinde sărbătorile în România. Așadar, haideți să vedem și să-i poftim alături de noi pe cei 6 oameni îndrăzneți. Dragii mei concurenți, bine ați venit, ce faceți, cum sunteți? Bine v-am găsit. Sunteți bine? Foarte bine. Astăzi încep probele. Astăzi unul dintre voi va fi cel mai șmecher la proba asta și va avea imunitate. Asta înseamnă că practic nu va intra la votul telespectatorilor, pentru că până la urmă veți fi la mâna telespectatorilor, corect? Da, corect. Foarte bine. Și să vă fac cunoștință și cu noul membru din jurul de astăzi, pentru că în fiecare zi veți avea câte un jurat surpriză. Pe colega mea, Cristina Petrescu, ați văzut-o, pe colegul Cristi Mitrea l-ați văzut. Bun. Iar aici avem pe Cristi Gozgan, omul acesta, Gozgan, care este pregătit să arunce cu apă pe voi. Nu? Salut, dragilor. Să vă motiveze. Probabil că n-aveți idee, sau dacă m-ați mai văzut pe undeva, să știți că îmi păreți cunoscuți pe undeva. Fiecare dintre voi parcă mi-amintește de cineva. Ideea este că probele de care vorbea Cătălin or să vi se pară o joacă la început, dar luați-le în serios, pentru că probele astea este, fiecare dintre probele astea este o rampă de lansare pentru ceea ce știți. Omul ăsta face niște training-uri fabuloase, iar mie mi-ar plăcea foarte mult să vedeți ce face Cristi Bozgan și să îl urmăriți pe Instagram și pe social media. Are niște circuite fabuloase și este senzațional. Cel mai greu lucru este să vorbești despre tine și despre ceea ce faci. Da, să vorbim noi, că ești bun. Numai că... Stai să duci pe prietenul ăsta lui Mitrea, numai că... stai lângă tine, așa, stai să văd cum e, ca să te vadă bine când ești la prim plan. Așa ajungeți când terminați probele de pe traseele, Cristian. Da, exact. Bun. Ideea e în felul următor, că astăzi e o probă nu neapărat de forță, cât este și de concentrare, și de intuiție, și de îndemânare, pentru că vă trage la sorți și veți alege fiecare ce buștean, adică veți alege bușteanul pe care știți. Și contează chestia asta, mă înțelegeți ce vreau să zic? Adică uitați-vă bine, bă, care o fi mai... Mai putred, mai ușor să bați cuiu, înțelegeți, da? Bun, practic oameni buni, astăzi cei 6 concurenți vor avea prima lor probă în care vor trebui să bată 3 cuie în acești bușteni. Toți au 3 cuie, toți au câte un ciocan, buștenii sunt diferiți, exact. Unii sunt poate mai uscați, unii poate sunt mai umezi, nu contează, e vorba de îndemânare, de concentrare și vedem exact cum stau lucrurile până la final. Regulă, n-aveți voie să puneți mâna pe cuie și n-aveți voie să duceți șocanul deasupra capului. Deci trebuie totul aici și n-aveți voie să puneți mâna pe cuie, da? Perfect. Da. Și vă alegeți doar cu mâna cu care bateți, adică nu cu două mâini. Și acum alegem bușteanul. După ce tragem la sorți. Era prea frumos. Dar întâi de toate, stai să vedem ce mai face Roberta. Da. Cum ești? Foarte bine. Da? Mai bine astăzi, da. Te-a văzut ieri cineva la emisiune? Da, colegi din industria fitness-ului, familia. Și ce au zis? Mă susțin toți. Da? Da. Bravo, foarte bine. Și ești mai bine ca ieri? Mult mai bine.
Bravo. Alin, tu ce faci? Foarte bine. Am fost campion mondial, a bătut cuieș. Am mai fost un campion mondial. Dar, care... Dacă n-am bătut pe nimeni niciodată, măcar cuieș să bat. Da? S-a uitat toată tu la s-a uitat, nu s-a uitat, era la muncă, n-a apucat să ajungă acasă, dar azi cu siguranță se uită la mine și vreau să-i transmit că îl iubesc și sper să îmi țină pumn. Alexia, la tine cum e? Foarte bine. Mult mai bine. Da? Da. Vreau să vă văd așa cu viață, cu poftă de viață și în același timp să știți că trebuie să fiți foarte activi pe rețelele de socializare pentru că oamenii vă votează și poate aveți câte o comunitate mică pe care o creșteți care să vă susțină. Ștefan, tu cum ești? Supărat. De ce? Nou, tot timpul ajungi la vorba bătrânului și bunicul mi-a zis, vino și tu și mă ajută-mă, el este tâmplar. Da. Vino și tu, mai ajută-mă cu ceva, mai bate și tu un cui. Și tu nu, uite-mă. Și uite-mă. Eu fac fotografie, aici. Na. Da. Nu știai niciodată când te poți lovi de treaba asta. Uite-mă. Asta e bun. Daria? Eu sunt foarte bine cu asta. Am bătut cuie în pereți toată copilăria. Tati s-a luat de mine constant. E ok. Dar de ce băteai cuie în pereți? Pentru că aveam o pasiune să-mi pun poze cu mine, bijuterii, să le agăs pe toate în pereți și mai stăteam și cu chirie. Nu vrei să știți. Deci camera ta era un fel de galerie de artă. Da, 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 da. Bravo. Alin, cum e treaba? Foarte bine, sunt plin de energie. Am ascultat Viorica de la Clejean până aici. Mi-a dat o energie. Bravo, băiatul meu. Aseară, cum ai dormit? În pat. Aseară, în pat? Da. A zis ceva iubita ta? Nu. E, bine, e tolerantă, nu? Bine. Da. Cum ai zis cum îl cheamă pe pisic? Jack. Jack. O să fie dor de el. Da. Între ghilimele, nu? Da. Bun, haide să vedem. Ideea e în felul următor. Cine va termina primul de bătut cele trei cuie, da, da, bătut perfect, da, va ridica mâna sus și acela va avea imunitate. Asta înseamnă că nu va intra în votul telespectatorilor. Restul, practic, intră într-o votare pentru cei de acasă și tocmai de asta încerc să vă spun să fiți cât mai convingători ca oameni de acasă să vă cunoască, pentru că voi ați venit ieri și astăzi și n-aveți atât de multe, cum să spun... șanse ca cei de acasă să știe cine sunteți voi. Și atunci trebuie să-i convingeți prin felul vostru de a fi, prin modalitatea voastră, ca să primiți cât mai multe voturi, da? Și în cazul în care se strâmbă? În cazul în care se strâmbă, ghinion. Trecem mai departe? Poftim? Trecem mai departe la celălalt? Păi trebuie să treci, toate, da? Fii atent. Ideea e în felul următor. Poți să treci mai departe la celelalte cuie, dar asta înseamnă că tu oricum nu poți să câștigi, pentru că câștigă cine le pune pe toate trei. Am înțeles. Să îndrepți cuiul respectiv. Adică, fără, da, dar tot cu o mână, știi, adică mână. Te chinui. Dar fără... știi cum e? Dacă ai ajuns să strâmbi cuiul, înseamnă că ai șanse să fii la mâna telespectatorilor, da? Minții, poate... Bun. Dacă vreți să mai vorbiți un pic cu oamenii noștri de aici, eu vreau să le spun, coleguțu, că spre diferență de ieri, îmi păreți puțin mai cu mai multă energie. Vreau să țineți minte că ăsta este începutul, este începutul pentru probabil cea mai frumoasă experiență din viața voastră și aș vrea să fiți foarte atenți la lucrul ăsta. A fost drăguț să spuneți ieri cine care ar fi trebuit să câștige sau care v-ar fi plăcut vouă să câștige în locul vostru, dar eu zic să vă să uitați de stânga și de dreapta și să vedeți de persoana voastră, să aveți grijă cum începeți competiția aceasta. Vreau să nu uitați că acolo în spatele monitoarelor sunt cei mai mari susținători ai voștri și cu ajutorul lor puteți să ajungeți în să fiți primul concurent de la Survivor 2025, da? Nu uitați lucrul ăsta. Putere, energie și focus, da? Pentru că la această probă contează foarte mult, cum a spus și Cătălin mai devreme, nu doar forța, pentru că lovești prea tare în doi cuiul. Atingi cu cealaltă mână, ești descalificat, da? Ideea e să dați bine, astfel încât cuiele să intre până la capăt în buturuga respectivă. Ați terminat toate trei, ridicați mâna, da? Cristi, vreun sfat la tine să mai sincer, bat și cuiele? Da, sincer, pentru că tot vorbim de Survivor, înseamnă supraviețuire, clar, per total. Supraviețuirea, eu vă pot spune atât, pentru început. Există o regulă, o singură regulă de aur în supraviețuire, regula 3-3-3. Abar n-am dacă voi știți ceva de ea. Deci în supraviețuire, regula 3-3-3, o să discutăm, o să discutăm despre ea, pentru că să nu pierdem timpul nu acum. 3 minute fără aer, nu neapărat în ordine astea. 3 zile fără apă, 3 săptămâni fără mâncare. Rețineți chestia asta pentru că dacă extrapolăm și ajungem la ceea ce înseamnă Survivor, paranteza aici, Survivor-ul ca și competiție dură poate fi asociat cel puțin cu un segment din antrenamentul forțelor speciale. Nu exagerăm cu nimic, știți foarte bine, sună clișeic, dar s-ar putea să nu mai râzi dacă mă ridic de aici. Eu l-aș crede pe cuvânt. Închid paranteza și spun așa, este foarte important să rețineți același 3-3-3 și pentru ceea ce vă așteaptă de astăzi înainte. Și înseamnă 3DD. În primul rând, dinamică,
Și aici trebuie să fiți efervescenți. Nu astăzi în probă. De acum, de astăzi înainte, până închideți ochii. Și în viață. Determinare neapărat. Și la asta s-a referit și Cristi și Cristina. Și mai departe de atât, trebuie să fiți, nu știu cum să o numesc pe asta, ca să fie și al treilea D. Trebuie să fiți, pe lângă determinanți, probabil că dement. Adică să te duci cu capul înainte, mă, orice ar fi. Dement. Eu zic că trebuie să fac abstracție de noi, să fac abstracție de platou, să înțeleagă că e un lucru foarte da, serios. Da. Să se focuseze, practic, acolo sunt doar ei și Buturuga și cuiul respectiv. Nimeni, altcineva în jur care v-ar putea face să vă pierdeți concentrarea. Cred că am găsit, nu neapărat trebuie să înlocuiască ceea ce spunea Cătălin, iartă-mă că te-am întrebat, Cristina, cred că trebuie să fiți demn, într-un fel. Și să vă spun repede, 17 secunde, știu că e mult. A fi demn înseamnă în felul următor, fiecare dintre noi, știi cum se spune în popor, fiecare naș își are nașul. Evident, vă duceți, munciți, cum spuneam mai devreme, sună clișeic. Băi, că nu mai poți, mai poți un pic. Știm toți lucrurile astea. Știm toți că am dat totul. Dar când ați pierdut, dacă nu există demnitate, nu existați voi. Pierdeți demn. Am pierdut, ok, am făcut tot ce a ținut de mine, am plecat. Nu vreau să mai văd oameni care plâng, da, se vaită, caută da, strategii, da, caută milă, demnitate. Și astăzi, asta vreau să văd. Super. Super. Înțelesereți? Ideea este profesorul. Ordinea butucilor este dinspre cei trei de C. Cristi, Cristi și Cristina. Deci tot ne învertim în zona de trei. Asta e bușteanul 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Oamenii de acasă deja am văzut că trimite mesaje și începeți să căpătați simpatie în, din partea publicului prin modul cum vă manifestați. De acum încolo, două săptămâni, oamenii să vă cunoască și mai bine. Așa că încercați să dați tot ce e mai bun din voi. Fiecare extrage câte un bilețel. Să-mi dăm bătaie. Trapul 7. Și practic... Ne uităm? Acum? Da, uitați-vă că sunt... și în același timp puteți să vă puneți căștile, mânușile, ochelarii. Și Alin, pentru tine... Da. Hai să vedem. Deci fiecare practic are numărul bușteanului și haideți către bușteanul vostru, vă rog frumos. Aici e 1. Fiecare. Number 1. Bravo, Daria. Hai. Trebuie, este obligatoriu să punem... Este. Da, da. Este obligatoriu că nu vrem să fac accidentat, nu vrem să păziți ceva. Totuși suntem o emisiune de televiziune și încercăm să fie, să fie cât mai safe. Dacă simțiți nevoia să îndepărtați puțin buștenii, să aveți mai mult loc. Stai că vă ajutăm noi. Vă ajutăm noi. Îl avem și pe băiatul nostru de la bușteni. Plantă, vii un pic să ne ajuți. Nu, da, să fie un pic, să aveți loc. Uite, să îndepărtăm puțin mai mult, cel puțin aici, ca să aibă loc concurenții, da? Dacă permiți, da. Eu minți. Ca să aveți cât mai mult loc între voi. Puneți-vă căștile, ochelarii, mânușelele și atenție mare, aveți fiecare trei cuie pe care trebuie să le... bateți și să intre până jos. Până jos. Atenție mare, folosiți o singură mână. Iartă-mă, stai un pic. Are sigură de ceva de spus. Folosiți o singură mână. Stai să vă ajut cu căștile. O secundă sunt. Hai să ne pregătim. Uite, le mai desfaceți de aici. Încercăm, știi, să nu sară, doamne ferește, ceva. Sau să vă dați cu ciocanul în cap sau ceva. Da? Perfect? Le-ați reglat să fiți bine, da? E bine? De mai devreme, dar nu ridicați ciocanul deasupra capului. Puteți lovi pe cineva din stânga, dreapta voastră sau chiar pe voi. Nu atingeți cuiul cu cealaltă mână. Aveți voie însă să vă sprijiniți Buturuga cu mâna cealaltă, dar fără a atinge cuiul, nici măcar cu un deget, cu două degete. Nu atingeți cu nicio formă. Deci ați înțeles regulile? Da. Nu puneți ciocanul deasupra capului. Nu, puneți ambele mâini. Dacă... Stai un pic, Ștefan, încercăm să ne pregătim, să avem grijă. Ne trimiți un cocos când ajunge acolo. Perfect. Și mânușile? Și asta e adevărat. Stai că n-am reușit. Mâna pe care să loviți, da? Mâna pe care vă sunteți stăpâni, poate sunteți stângaci. O să cadă. O să cadă? Aș zice eu. Ia pe... Da, dar aici el are un alt sistem la cască. Mă ajutați, vă rog, și pe mine. Nu, are alt sistem, hai să vedem.
Are părul mai mare și de-aia. Păi, dar e strânsă la maxim asta. Păi da. Nu, mai are o capul mic, sufletul mare. Capul mic, sufletul mare. Bun, poți să... Poți să apuc. Poți să vezi butucul, poți să vezi cum stau lucrurile. Puteți să vi-l aranjați. Poate vrei să le ai, uite, puse la fel paralel cu tine. Poate vrei să le ai în diagonală. Poate vrei să le ai altfel. Aranjați-vi-le puțin ca să fiți ok. Este prima probă practică, oameni buni. Poți mai multe emisiunii noastre. Atenție mare. 6 concurenți, 3 fete, 3 băieți. Ați văzut că s-a tras la surți fiecare ce butuc să aibă. Trebuie să bată cu ele până nu se mai vede nimic. Cu o singură mână, cealaltă mână nu o folosesc, nu duc ciocanul deasupra capului, da? Iar când s-a terminat și toate cuiele sunt bine băgate, zice stop și ridicați mâna și atunci ne oprim toți. Pentru că o singură persoană are imunitate și practic nu va intra la vot. Vă uitați la bușteni, vă rog frumos, aranjați-vi, pregătiți-vă să fie tot ok. E tot în regulă? Putem să ținem ciocanul mână? Puteți să ținem ciocanul mână, e ok, uitați-vă, e totul bine? E perfect. Pregătiți-vă, e bine? Da. Sunteți ok? Da. Putem să dăm drumul? Da. Mai aveți nevoie de o secundă, ceva? Hai să dăm drumul. Sunteți ok? Da. Bine. Juriu se ia cu ochii pe voi. Eu o să stau aici unde stă prietenul Ciucă, ca să văd ce se întâmplă. Pentru cei care ne întreabă, Radu a fost suferit o intervenție chirurgicală pentru deviație de septă. Va veni cât de curând de la emisiune. Așa că îl salut din partea voastră. Așezați-vă. Robert, așa vrei să stai? Păi nu știu, tu ești singura care a rămas în picioare. Să nu pare... Mâna, vă rog frumos, când zic stop, vă opriți, pentru că înseamnă că cineva a ridicat mâna. Putem să stăm așa cu mâna? N-aveți voie să puneți mâna pe buștean deloc. Okay. Pe video, nu? Cum? Avem video, avem arbitru. Da. Poți să pui mâna pe buștean, da. Deci avem voie până la urmă. Poți să pui mâna așa, poți să pui, dar să nu-ți dai cu udeți, da. Poți să pui, n-ai voie să pui... E pe cui mâna, da? Deci pe buștean n-ai voie să pui mâna. N-ai voie pe cui, Alin, poți să pui mâna pe buștean. Așa stai, Alin? Da, da. Ești sigur? Da. Ok. Dar nu e star, nu-i de fugă. Da, da. Hai, pregătiți? 3. Numai un pic, Daria. Cred că dacă ții așa o să te accidentezi, ții ciocanul ăla prea de aproape acolo, știi? Păi da, dar cred că am mai multă... Știu, dar să nu te lovești. Gândiți-vă în primul rând la siguranța voastră, da? Nu mă lovesc. Liniște, atenție! 3, 2, 1 și... Hai. Bun. Mai departe. Hai că nu lucrez cu criptomonede. Hai mai repede, Roberta. Stop. Stop. Bravo, Ștefan. Bravo. Deci stai. Cristi, vreau să vii să verifici. Hai să verificăm, da. Da. Impecabil. Bravo. Impecabil. Impecabil. Hai să vedem pe rând la fiecare. Impecabil. Haideți să vedem pe Daria. Ceva, da? Să vedem pe Daria. Cristi, hai să vedem, să vadă și telespectatorii, pentru că acum au rămas la votul telespectatorului 5. Daria, deci tu ai reușit să bagi două cuie, unul a rămas... Încă afară. Mergem mai departe. Dar eu n-am corect. Avut prea mare noroc la cui, nu vreau la buștean, nu vreau să-mi caut scuze, dar pare cam tânăr acum, n-a fost cam greu să... Da. Să discutăm ceva după și de norocul ăsta de care vorbim. Perfect. Da? Aici doar să un cui și nici la tot. Ștefan a introdus pe toate. Uitați-vă cât de aproape a fost Roberta. Uitați. Am vrut să-i dau avans. Uite cât de aproape ai fost aici. Uite, deci foarte puțin. Deci la tine, dacă făceai așa, gata, era gata. Două lovituri ai avut. Dar Ștefan, impecabil totul, a verificat și Cristi. Mergem mai departe la prietenul Alin. Unul perfect, al doilea... Ce să mai... Da. S-a îndoit și al treilea mai avea. Perfect. Iar aici, Alexia, două. Aproape. Deci, Alexia, ai fost cam la egalitate cu Daria. Sau cam pe locul 3, în mare, așa. Nu, pe Roberta a fost pe locul 2, Daria cam pe 3, tu cam pe 4, Alin oarecum descalificat de la cuiul la strâmb, dar erai bine, erai pe ele. Da. Bun, hai. Ok, eu probă. Eu probă. Deci, lucrurile stau în felul următor. Este. Ștefan a primit, cum se spune, imunitatea astăzi, da? Ceea ce înseamnă că Ștefan nu intră la vot. El vine mâine relaxat.
Daniel vă spune adresa de Instagram unde puteți să-l căutați și să vă atașați de el. Cum te cheamă pe Instagram? Ștefan _ Chiriluș, sau mai simplu, dacă scrieți Chiriluș, sunt prezent acolo. El este, perfect. Pute la loc, stai relaxat, n-ai nicio treabă. Oamenii ăștia sunt la mâna dumneavoastră, cei de acasă. Pentru că e timpul să votăm, așa că vreau să intrați pe vot.survivor.lamaruta.protv.ro și să vă votați favoritul, atât de puțin cât l-ați cunoscut, dar să încercați să votați cu sufletul și cum credeți dumneavoastră. E foarte important să introduceți adresa de mail și apoi vă validați votul intrând pe mail, pe mailul pe care l-ați folosit atunci când ați votat, da? Ca să fie fără discuții după aceea. Dacă nu veți intra pe mail să validați votul, acesta nu va fi luat în considerare. Așa că puteți vota până mâine, când în emisiune tot eu voi anunța stop vot și vom afla cine a fost eliminat. Așadar, nu uitați, Ștefan a câștigat imunitatea. E aici de față, deci nu poate fi eliminat, așa că votați-vă preferatul dintre ceilalți 5. Oameni buni, în cazul în care vă e poate mai ușor să ajungeți pe site fără să scrieți vot.survivor.lamaruta.protv.ro, puteți să scanați QR codul acesta, îl vedeți? E QR codul ăsta, stai, nu știu unde e, să-l arăt, stai să-l văd. Uite, unde ești, mă? Asta. Uite așa, QR codul ăsta trebuie să-l scanați și puteți să votați din cei 5, da? Sunt pregătiți? Start vot, oameni buni! Hai să vedem care sunt preferații dumneavoastră după puțin timp de când i-ați cunoscut. Pe cine salvați? Cine va avea clar cele mai puține voturi din partea celor de acasă, va pleca acasă. Asta e, da? Se duce la ei. Se duce la ei, vorba aia, exact. Dar tu, Alin, te-ai plâns că aici, cuiele tale, te-ai plâns că cuiele tale butucul nu e bun, nu? Eu am avut o problemă. Poate a prins un nod, coleguțe, să mai întâmplă. Ștefan, ia vină un pic, acum extra concurs. Poți să vedem dacă Alin are dreptate sau nu? Că tu te-ai descurcat foarte bine acolo și Roberta, incredibil. Roberta, la două lovituri de ciocan a fost. Ai fost bună, ce să zic? Pa. Cred că n-am bătut cuie niciodată. Niciodată, dar te-ai descurcat bine. Alin, tu cum ești? Sunt foarte bine, s-a schimbat și la mine cuiu. S-a schimbat? Da. Trebuie să fiu mai pozitiv. Trebuie să fii mai pozitiv, asta zic. Da, am întrebat adineaul și așa mi s-a întâmplat. Alexia, cum ești? Ești bine? Pentru mulțumită? Prima dată când am pus mâna pe ciocan. Da, prof. Prima dată? Cum am mi-arăt. Ok. Bun. Bun, hai să vedem. Hai să vedem, dar puneți căciula, casca în cap. Ia, opa. Hai să vedem. E cu noroc. Cristi, vrei să le zici ceva cu norocul ăsta? Da, să știi că m-aș bucura să țineți cont de două aspecte, cel puțin. Așa cum spuneam și o să tot repetăm astăzi, că sună clișeic. Dar sunt două lucruri foarte importante de gestionat, din punctul meu de vedere. Și eu și colegii mei nu vorbim, și aici să-mi permiți o paranteză, aș vrea să mă adresez publicului, că de fiecare dată am văzut în fiecare an publicul este nemulțumit de ceva. Întotdeauna. Întotdeauna. Știu toate lucrurile astea. Nu am foarte mulți hateri, pentru că nu am foarte mulți hateri. Dacă va fi ca toată lumea care se uită la televizor să-mi devină hater astăzi, iarăși mi-asum toate lucrurile astea. Tot văd comentariile de acasă. Dom'le, în ce... Iartă-mă dacă am să amintesc numele tău, dar să știi că e important pentru mine. Băi, în ce calitate comentează Mitrea? Da. În ce calitate comentează nu știu care? În ce calitate nu mai știu ce? Concurenții de la Survivor, pe măsură ce ies, vin aici și au aceleași disensiuni, ba cu Cristi, ba cu nu mai știu cine. Ba cu tine chiar. Da. Băi, nu este corect. Eu nu cred că este corect, pentru că fiecare dintre noi, aici eu mă exclud, dar cu siguranță are o experiență de viață, o experiență în activitate, o experiență în ceea ce face zilnic, și nu cred că s-a așezat cineva aici la masă care să nu aibă o anumită pregătire. De data asta chiar mă refer la Cristi. În spate stau ani și ani de sport, de greutăți, de probleme, de probleme de sănătate și multe altele. Faptul că nu a fost fizic la Survivor nu înseamnă că nu, că poate fi comentat. Închid paranteza. Întotdeauna, întotdeauna oamenii și... o să comenteze orice ar fi. Păi da, e un of de-al meu. Da. E un of de-al meu, pentru că dacă nu l-aș cunoaște și n-aș ști ce stă în spate, păi poate că, știi, aș fi tăcut. Cele două lucruri de gestionat. Mentalul, și aici este cu psihicul tot, și norocul, fraților. Norocul este foarte important, cum îl gestionați. Și o să mă fac înțeles acum. Că e și vorba aia, mental au avut și ea de pe Titanic.
Astăzi, da. Astăzi o să câștigați o probă. Astăzi însemnând la Survivor. Poi marți o să câștigați o altă probă. Și uite așa o să vă culcați pe ureche. Dar voi probele alea s-ar putea să le fi câștigat numai datorită norocului. Deci nu vă culcați pe ureche. Atenție cum gestionați norocul ăsta de care vorbeam noi. Da, Alin? Așa. Alin, da? Alin. Așa. Merge, luați un loc, să luăm un loc și mai stăm de povești. Dar haideți să vedem dacă te descurci aici. Te uiți să vezi ce număr ai avut, nu? Păi 3 e numărul meu norocos. Deci, 7. Deci tu ai tras bușteanul 3 și numărul tău norocos. E numărul meu. Știi ce se întâmplă după o competiție de asta? Te duci și statuezi, faci un TikTok și le spui oamenilor, iată, numărul meu tatuat. A fost ceva, s-a întâmplat. Ștefan, hai să vedem dacă te-ai fi descurcat la fel de bine dacă aveai al buștean. La fel de bine ca mine. Îți dăm tot așa. Dar să nu dai în ăla în care, pe care l-am obosit eu. Hai. Nu, hai. Cred că nu funcționează. Și ăla? Să reamintesc că eu am dat de 4 ori, 5 ori pe lângă când am început. Da. Hai. Opa. 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 Hai. Respiră. Concentrare. Respiră. Așa. E mai greu, ce-i drept? E mai greu, dar hai. Ai avut și noroc? Gândește-te că sunt eu acolo, ia de-i. Ba. Atunci o las până aici. Perfect. Deci... Hai că mai mergi. Totuși, poate știi cum e? Nu băgai... Toate, nu le băgai pe toate trei, dar măcar băgai unul cap-coadă. Înainte să începem probura, chiar mă gândeam pe care l-aș alege, pe care l-aș alege. Și fix pe ăla lăsam ultimul. Sincer, asta păi, chiar de că el a băgat măcar, băgai un cui, n-ai băgat niciun cui. N-am băgat niciunul, da. Asta zic. Hai să vedem, hai să ne povești, să vă cunoască lumea mai bine. Vă mai citești mesaje de la telespectatori. Roberta, mai zile telespectatorilor ceva despre tine, ca să te cunoască și mai bine. Aveți șansa să fiți, să fii prima zi, concurentă la Survivor. Și am încredere că o să fiu prima concurentă de la Survivor. Indiferent cum a mers proba asta. Ai uitat ieri să le spui ceva celor care se uită la emisiune? Poate vrei să le mai spui ceva. Am multe de spus. Poate vrei să mai știe oamenii ceva despre în tine. În prezent, acum mă pregătesc de campionatul mondial și cred că o să mă ajute și pentru Survivor, ca și condiție fizică. Dar și din punct de vedere psihic, pregătirea mea pentru campionatul mondial e una grea, pentru că am o dietă foarte strictă. Mm-hmm. Sunt obișnuită să fac foamea, să stau și în condiții mai bune, mai puțin bune, că am fost an de an în cantonamente, în diferite condiții. Deci zici că faci față, da. Alin? Sunt mulți oameni care văd că dau mesaje pentru susținerea concurenților. Să știți că i-a ajutat mai mult dacă ați scana acest QR code și practic ați vota, pentru că aici contează votul. Alin, să mai știi oameni ceva despre tine, poate n-au aflat. În afară de faptul că nu știu să bat cuie, nu sunt un caz social, am ce mânca, am unde sta, nu vin la Survivor pentru suma cea mare. Bineînțeles, și ăsta ar fi un bonus pentru mine dacă s-ar întâmpla. Dar crezi că e o rușine să vii pentru suma cea mare, pentru premiu? Nu e o rușine, dar nu am nevoie de suma aia ca să ajut pe cineva sau să fac ceva anume. Vin pentru experiență, vin pentru a deveni bărbat, cum am zis și în, și în testimonial. Nu e cazul. Chiar dacă mi-a luat pantalonii ăștia pe mine. Nu, dar asta, adică nu vreau premiul cel mare. Îmi doresc premiul cel mare, dar nu e totul pentru mine. Uh-huh. Câștig suficient, tot ce am făcut până acum am făcut pe barba mea, nu m-a ajutat nimeni, chiar dacă am barba rară. Vin pentru experiență, vin pentru amintiri, vin să am ce să povestesc. Asta și să devin bărbat. Amintiri. Foarte frumos. Alexia, ce faci? Bine, chiar dacă n-am mers prea bine la probă, o să mă ambiționez și mai tare. Aici că e pentru prima dată când bați cu ei? Da. Și pentru prima dată când pui mâna pe un ciocan? Da. Așa că, tati, te rog. Dar tu ce copilărie ai avut? Nu te-ai dus să bați prin fața blocului cuie, să faci tot felul de... Nu cel știu. Puțin așa țin minte, nu știu. Da? Oricum te-ai descurcat bine, dacă mă întreb pe mine. Adică ai bătut două și ai fost la un pas să termini treaba. Pic mai pentru repede. Început, da? Dacă mergea. Perfect. Ștefan, ești relaxat? Vrei să nu mai știi ceva oameni despre tine, Alexia? Chiar dacă astăzi n-am mers cum mi-am propus, o să promit că de joi să fie mult mai bine. Așa că... Am nevoie de susținerea voastră. Okay. Da. Scuză-mă, eu aș vrea să știu dacă sunt printre voi oameni care cred că Ștefan nu merita sau
Dar ce poate să nu merităm doar... abătut trei cui, adică poate zici și noi ne-am luat serios. Poate că a avut doar norocul și poate e cineva care crede că, băi, am fost la o secundă și nu trebuia să ia Ștefan. Norocul ți-l faci cu mâna, da. Faceți contestație. Ce dacă mă crezi n-a bătut trei cui, adică... E o chestie de nedrept. Nu se pare nimic. Da. Mulțumesc, Cristina, pentru susținere. Daria? Eu cred că sunt în stare să trec de orice și prin orice, pentru că am primit de multe ori ce nu am cerut. Și sunt pregătită de... N-am înțeles asta, cum adică... Adică, de cele mai multe ori suntem supuși la anumite probe ale vieții sau whatever, orice altceva și nu e ce ne dorim noi. Încercări de viață ai vrut să spui, că te-ai lovit. Da, asta am vrut să spun, mulțumesc. Te-ai lovit de... Da, am înțeles. Da. Și de asta zic, că sunt pregătită pentru orice, pentru că am primit ce nu am cerut. Adică a trecut coleguțul peste niște greutăți la care nu se aștepta că vin către ea. Când va fi la Survivor, nu va avea un translator lângă ea. Va trebui să se facă... Dar cine știe, poate să primesc side job să ia singură. Și voi o traduc tot. Dar eu, pe mine, eu am altă întrebare, uite, de stai exemplu... Stai un pic să vorbească, să vedem dacă vrea să mai știe lumea ceva și apoi... Ia, iartă-mă, ia. Nu, nu e nicio problemă, avem timp. Mai vrei să știi? Da, da, timpul. Cum e timpul, s-ar putea să fie limitat, că mâine telespectatorii hotărăsc. Da, știu, dar... Ideea e că eu sunt nerăbdătoare să mergem mai departe. Sunt mulțumită de mine pentru, și pentru că am ajuns până aici. Adică eu de fiecare dată am fost mândră de mine. Ești într-o listă scurtă de doar 6 concurenți. Exact. Dar sunt o persoană pozitivă. Până eu, speranța mare ultima. Alin? Dacă stau puțin să mă gândesc și aș repeta din nou, aș încerca altă tactică. Aș încerca ușor să dau. Eu am început foarte tare și de-aia s-a strâmbat cu eu. Dar atunci, pe moment, nu mi-am dat seama. Încă o dată, pentru cei de acasă care poate nu v-au urmărit ieri să înțeleagă exact cine sunteți, cum sunteți și ai cui sunteți, tu ești pompier, da? Sunt pompier, da. De cât timp faci treaba asta? De 2 ani. De 2 ani ești pompier? Da. Cât e un salariu de pompier? Diferă. Din o medie, nu neapărat. Peste 1000. Cum? Peste 1000 de euro. Cam 1000 de euro? Da. Mă gândesc că e un salariu atât de mic pentru câte vieți sunt salvate de voi. Da. Am avut aici pompieri la emisiune care au făcut niște lucruri fabuloase și au salvat vieți și în același timp și-au pus viața lor în pericol. Așa. Bun. Da, tu ai o iubită pe care vrei să o lași acasă. Să te da, da, da. Vrei să o lași, nu? Da. Acasă. Să o lași acasă. Da, venim din partea uneia care e sportiv și ține ciocanul în mână, mi se pare un pic haios să spun asta. Da, vreau să o las acasă. De ce e singurul care a rămas cu ciocanul? Nu mi-am dat seama, că trebuie să țin ceva bun. Să le ia acasă. Se rea proba. Să ne reamintim că Alin este cel care ne-a spus că dacă va câștiga Survivor, plănuiește cu acei bani să se însoare. Da. Deci pot nu vrea să o lase acasă, să o lase chiar de tot. Adică atunci pune altfel. Sunt Alin și mă duc ca să-mi pot face... Să-mi îndeplinesc visul, să mă căsătoresc și să fac o nuntă mare și frumoasă. Alin, e visul tău sau al iubitei, de fapt? Al iubitei, căsătoria mai asta. Al iubitei, nu? Da. Pune presiune pe tine? Pune în fiecare zi. În fiecare zi te întreabă? În fiecare zi. Dar de cât timp sunteți împreună? 10 luni. 10 luni, stai. Ai învățat numărul de telefon? Nu. Pentru că mi-am dat seama, oricum nu aveam cum să o sun. Pentru că nu e semnal. Asta nu e semnal. Și dacă aveam nevoie de ceva, apelam la 112. 112, bună ziua, am o iubită. Dar numărul ei, dă-mi să o sun eu acum, să vedem dacă se iei. Păi dacă nu l-am învățat. Păi du-te la telefonul. Nu constă în asta, iubire. Dar dă-mi numărul să o sun acum. Vă dau. Da, te duci, tu date numărul să o sun eu. Te frică de iubit, Alin? Nu. O sun de pe numărul telespectatorului. Da, da, da. Se uită? Dă-mi telefonul. Du-te, ia telefonul. Cu siguranță să uită cu iubita lui. Eu cred că Alin se teme mai tare de iubită decât de Survivor. Daria, teologie, oameni buni. Ștefan, artist. Nu, eu sunt antreprenor. Da, ai terminat și teologia, sau ești la teologie? Eu chiar mă ocup și sunt foarte implicată și mi-ajut părinții. Avem o afacere de familie. Așa o cheamă pe ea sau pe pisoi? Nu, așa am pregătit eu. De ce? Marcela, și ai zis Marcelino? Da. Am un sus un om, adică... Cum, ce-a făcut Cătălin? Ce-a făcut? Spune-mi. O sun pe Marcelino. Marcelino e trecută? Da. Mai are pe cineva. Mai are pe cineva. Clar. Mai are pe cineva. Făceam asta la 14 ani. Nu te lăsa. Nu te lăsa influențat. Bună, Marcela. Nu răspund. Marcela. Cred că se uită direct. Se uită? Cred, nu știu. Sper. Doar,
Marcela? Doar, poate nu știe numărul și poate nu se uită. Dar o sunam de pe al tău. Sau poate intenționat. Ia să vedem. O fi cu vreunul, bro. Alo. Ce face, bine? Bine, bine, tu? Bine. Te uite, sunt aici la, la Măruță, la probe. Te uiți? Bună ziua. Bună, Marcela, ce faci? Bine, dumneavoastră. Te-ai uitat la emisiune? Da. Să ții, nu știu, să... Uite așa mai tare. Te-ai uitat? S-a descurcat bine, Alin? Foarte bine, mândră de el. Ești mândră de el foarte bine? Da. Bravo, mulțumim mult de tot. Să știi că tocmai înainte de a intra în direct ne-a spus cât de mult i-a plăcut că aseară a dormit cu Motanu. Cum îl cheamă? Jack. Cu Jack. O să dormi în fiecare seară. O să dormi fiecare seară. Da, în că eu știu că aici. Nu, dar de asta vrea să plece la Survivor. Doamne ajută, să-i avică Dumnezeu. Da, ai aflat că vrea să se ducă acolo, câștigă premiul cel mare și să te ia de nevastă. Da. Dar l-aștepți, da? Normal. Așteaptă. Perfect, mulțumim mult de tot, te pupăm, pa! O zi frumos, pa, pa. Vezi, ție ți-a răspuns, nu ne-a răspuns. Dar ieri o chemă Ioana, azi Marcela. Foarte frumos, n-are voie să răspunde la numere necunoscute. Ai bine. Și antreprenoare, Daria, eu, nu, ce, adică, care, ce vinzi? Ce vând? Da. Avem o afacere de familie în domeniul Horeca. Okay. Adică este și e un fel de pub, restaurant. În weekend avem și discoteca satului, cum se spune. Okay. Dar asta eu reținusem ieri chestia asta cu teologia și mi s-a părut foarte interesant. Ștefan, care știți, oameni buni, fotografie, artă, corect, Ștefan? Corect, Cătălin. Bravo, artistele a și rămas cu ochelarii. Bun. Alexia? Încă mă obișnuiesc cu lumina reflectoare. Alexia? Antrenoare de tenis de câmp și studentă. Tenis de câmp. Cine e? Djokovic, Nadal sau Federer? Federer. Federer. Bun. Alin? Antrenor, mușchi, pătrățele. Nu știu ce să faci, gagici. Gagici? Păi na, sunt și pe acolo, îți dai seama, antrenez fete, gagici. Da? Da, foarte multe fete. Ți-ar plăcea și ție. Mulți oameni care câștigă foarte mulți bani și vin la mine la antrenamente îmi spun, băi, m-aș face și eu antrenor. Le zic da. Deci mai de vin foarte multe fete? Da, foarte multe, foarte multe. E un mediu foarte plăcut de a lucra. Ai avut vreodată vreo relație cu vreuna dintre? Niciodată, niciodată. Niciodată. Pe cuvântul meu de onoare, trimiteți-vă nevestele cu încredere la mine, că nu se întâmplă nimic. Cătălin, să știi că mie mi-a trimis Alina seară o poză și avea trei fete lângă el. Erau clientele mele, clientele mele. Sigur că la ce ai scris părea altceva. Sunt ok, dar nu s-a întâmplat nimic. Care te-a scris de mai tare? Nu, plec de la sală singur. Da, și acasă tot singur. Avem și vestiar, da, da. Pentru băieți și pentru femei. Mai și glumim. Roxana, Roberta, oameni buni, exact cum știți, Roberta, fitness, campioană la fitness și în același timp acum te pregătești pentru campionatul mondial? Da, în 4 săptămâni la Tokyo. Păi și când e? 16-19 decembrie. Atunci e campionatul? Uh-huh. Ah, deci tu practic acum dacă câștigi, te duci la Tokyo, campionatul mondial de fitness, da. Și apoi pleci la Survivor. Vine acasă și pleci la Survivor. Pentru că în ianuarie se pleacă la Survivor, nu? Da. Colegul, vreau și o întrebare, te rog frumos. Uite, Alin, că tot spuneai vin soții, trebuie să fii puternic psihic ca puternic. Tentația asta să o oprești, da? Să o ții în frâu, da. Aveți nevoie de un psihic puternic și la Survivor, corect? Probabil mai mult decât un fizic puternic. Cum gestionați frustrările, de exemplu? Uite, o luăm pe Roberta. Pe lângă că a bătut cu el alea mai repede decât tine, aproape pe toate înaintea ta, luptă cu tine și să zicem că e la 10 pași în fața ta pe un traseu, pe două trasee, pe trei, intri în disgrația echipei. Cum gestionezi? Nu știu, țip la ea. Țip la ea? Țip la ea, o că fac e mai să... bună decât tine? Nu, țip la ea, să zic, nu mai poți, nu mai faci, nu mai, nu știu, găsesc eu o variantă. Nu, mă refer că poate e în echipă cu tine. A, dacă e în echipă cu mine, scuză-mă, cum gestionezi frustrarea ta? Frustrarea mea. Încerc să o încurajez să ajungă la final. Fac tot posibilul, mă duc lângă ea. Arunc o apă pe ea, nu știu, găsesc o variantă, spun ce să facă. Și dacă chestia asta îți dăunează? De ce mi-ar dăuna? Pentru că la un moment dat, pe parcursul jocului, va fi considerată mai bună decât mine. Absolut, și va câștiga pe drept, probabil, voturi sau cum se va desfășura mai departe Survivor. Cu siguranță, dacă ea va fi bună și echipa va crește, vom fi eliminați mai puțin și mai târziu, vom avea ce mânca.
Îți garantez eu, ca sportiv de performanță, îți garantează profesorul maestru aici, care a trecut prin pregătirea 1000 de oameni ca mine și alții mai buni, că o să ai o problemă cu asta. Cu exemplul ăsta al meu. Cum îl gestionezi? Fair play. Eu zic, eu aș fi fair play, da. Aș fi fair play, aș încuraja-o. E femeie și aș face asta. Ați văzut ce deviză are Ștefan? Dacă visele tale nu-ți provoacă frică, schimbă-le. N-am mai dacă ce? Dacă visele nu-ți provoacă frică, schimbă-le. Adică de ce trebuie să-ți provoace frică visele? Înseamnă că au un substrat puternic, emoțional. Înseamnă că ți le dorești, dar simți că ți-e frică să le accesezi, te duci în zona aia. Și atunci, asta e ideea. Trebuie cred să-ți provoace. Cred că puțin o confuzie, nu frica, temerea de un lucru rău. Cred că se referă la dificultatea parcursului de a ajunge a-ți îndeplini un vis. Cred că la modul ăsta... Mi era teamă să mă aflu aici. Lucru cu care încă, pe care încerc să-l gestionez. Mm-hmm. Sunt emoții, da? Dar mă vedeam aici, m-am vizualizat aici, am vrut să fiu aici, dar eram de emoții și de frică. E bine că nu ne arăți pe când. Ștefan, știi ce mă gândesc? Ștefan a câștigat imunitatea și el nu intră la vot. Dar în același timp este și un mare dezavantaj. Pentru că el nu știe ce de acasă, dacă după cele două apariții la noi la emisiune, îl îndrăgesc sau nu îl îndrăgesc, știi? Da. Adică el a zis, bă, dar... acum... într-un cub de sticlă. Nu știu dacă lumea mă place sau nu mă place, dar vedem mâine când oamenii votează. Ștefan nu e pe lista de vot pentru că și-a câștigat imunitatea. El merge 100% și la proba de mâine. Vă mulțumesc mult, dragilor și dragilor. Vă mulțumesc mult de tot. Coleguțul, numai bine, Cristina, Doamne ajută. Domnul Cristi, sănătate multă. Mai povestim un pic spre finalul emisiunii, dar mai așteptăm și mesaje de la telespectatori la numărul de WhatsApp al nostru.